La nivel național, manualele de clasa 1, 2 și a 6 au ajuns cu întârziere la elevi. Deși Ministerul Educației și inspectoratele școlare au făcut eforturi ca acestea să fie primite la timp, acest lucru nu s-a întâmplat. Este și cazul județului nostru, în care copiii din clasele primare și de gimnaziu au intrat în posesia manualelor cu întârziere de aproximativ 9 zile. Disciplinele întârziate au fost cele de comunicare în limba română, clasa 2 și cea de matematică, clasa 6. Pentru acestea, distribuția se va finaliza în această săptămână. Noi astăzi și până mâine repartizăm, ne osusim manualele de clasa a doua și de a șase la care faceți referire, română, respectiv matematica, și școlile sunt programate să le preia în aceste zile. În altă ordine de idei, 9 școli maramureșene vor primi o masă caldă în continuare. Simion Bărnuciu, școala 2 Sighet, liceul Autobaia Sprie, Liviu Rebreanu Dragomirești, Regina Elisabeta Băiuț, școala gimnazială Bicaz, școala gimnazială Bogdan Vodă, școala Augustin Buzura Copalnic Mănăstur și școala gimnazială Satul Lung. În total, 3257 de copii din aceste școli vor beneficia în acest an de o masă caldă. Inspectoratul Școlar Județean Maramureș a făcut solicitări printr-o adresă acestor instituții de învățământ să opteze pentru o masă caldă și nu pentru sandwich, așa cum prevede metodologia.